Whoa, whoa, Jake with Andy, that's a Jake with Andy. Whoa, whoa, Jake with Andy, that's a Jake with Andy. Salut, sunt Andy. Voi mă credeți defect, dar a mie nu-mi pasă, căci eu sunt deștept. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey, Jake with Andy, cel mai mare, cel mai tare dintre păcălii. Bandiții nemascați. Deci, o să mergi la bal săptămâna viitoare? Habar n-am. Poți să iau cartofi de la tine? Nu. Eu nu mă pot decide dacă să mă duc la dans sau nu. Tu ce crezi? Poți să iau din hamburgerul tău? Ne-am văzut? Negativ, dăm banda, te rog. Scoci sau bandă izolatoare? Asta îmi place mie la Danny. Întotdeauna mi-anticipează dorințele. Banda. Eram doar sarcastic. Am doar scoci. Bine, bine. Așa, ochii sunt plasați. Să ieșim repede de aici înainte să ne vadă cineva. Auzi, scoci sau bandă? Dar ce sunt eu, depozit? Vă întrebați probabil ce-i cu toate astea. Vedeți, sora mea, Jenny, la vârsta când îi place să aibă întâlniri. Și eu sunt la vârsta la care îmi place să difuzez aceste întâlniri. Beata Jenny, cred că nu o bag în seamă. Nu subestima pe sora mea, Danny. O să-l păcălească și o să sărute, dar uite-te. Craig Bennett? Fără să te jignesc, Andy, dar ești într-o ureche. Vrei să punem un mic pariu pe asta? Pierzătorul, să zicem, trebuie să-l urmezi o săptămână pe câștigător. Dar deja fac asta. A, bine. Ce-ar fi dacă pierzătorul îi cumpără câștigătorului un prânz la Gekkel Burger? S-a făcut. Oh, mi-a căzut geanta. Ți-am spus eu, e o Larkin. Forța e puternică cu familia noastră. Spală putina, piticanie. Da, dar știi că noi ne uitam la ceva. Și ce? Noi suntem mai tari ca voi. Mișcă-te de aici. Super! Mascații sunt aici. Ei nu scot niciodată măștile. Am auzit că asta e din cauza că erau căutați pentru ceva spargeri. Eu am auzit că era din cauza că ei erau atât de urâți că dacă te uitai la ei, mureai. Asta e ce am auzit și eu de tipii ăștia. Da, fără mile. Dă cu el de pământ, dă cu el de pământ. Așa, așa, haide. Ai văzut, ai văzut. Eu i-am zis să fac asta. Yeah. Hey, pariez că noi îi putem învinge pe jefuitorii mascați. Da, nu sunt atât de dori. Ai auzit, Danny? Lip și Lip tocmai au provocat pe jefuitorii mascați la un meci de lupte. Chiar așa? E, nu chiar, dar o să o facă. Haide că avem de lucru, prietene. Voi, jefuitori mascați, credeți că sunteți niște tip tari, nu? Pentru noi n-arătați decât ca două fete. Am dreptate, Lici? Atât am dreptate? M-am săturat să-i tot văd pe pampână ăia cum încearcă să ajungă în vârful Confederației Unite de Luptă. Chiar dacă au câștigat centura campionatului, nu sunt în stare să o urnească. Așa e, bravo! Asta e bună, Lici! Voi doi jefuitorilor, ați fi mai bine să vă fie frică de noi! Ca o să vă... Asta e! Haide, dacă sunteți tari, să ne întâlnim, dați piept cu noi, că o să vă învățăm o lecție de durere! Ați înțeles? Și nici L-I-C-I și locuim la terasa 9 stejari. Ai înțeles? Ce ai acolo, nătăflețule? Asta? Nimic. Nimic? Da să văd încoace! Dă-mi-o, dă-mi-o. Orice ați face, băieți, nu expediați caseta aia. Vă rog. Nu, vă rog, de dragul umanității, în numele Domnului, nu expediați caseta aceea. Yeah.
A fost mult prea ușor. Ar trebui să-i învăț eu cum se bat niște bătăuși. Alo! Peter, dragule, pentru tine. Sunt ocupat? Ia tu mesajul! Înțepuitorii mascați! Ei, știi? Ar trebui să iei telefonul. Hai! Bine, bine! Alo? Așteptați pe linie, vă rog. Ești Licky? Lick! Mă rog, am auzit că tu și prietenul tău Lick vă credeți duri. Ei, nu, vroiam... Stai singură! Auzi că ați zis ceva despre noi. Niște lucruri nu prea drăguțe. Cum? Nu eu! Taci! Și acum ascultă, creier neted, și ascultă bine. Partenerul meu și cu mine venim în East Gackle. Și când o să venim, o să vă facem bucăți atât de mici încât o să le punem la saltele. Fără scuze! Te-ai făcut patul, acum poți să mori în el. Așteaptă lângă telefon. Secretara mea o să te sună din nou ca să confirme întâlnirea noastră. Acum o să trântesc. Meserie. Mersi. Deci faza 1 e un succes. Acum urmează faza numărul 2. Biroul mascaților. Aș putea să vorbesc cu ei, vă rog. Cine-i caută? Aici e Lick. Un moment, domnule Lick. Bună ziua. Bună, netotule. Ești gata să-i bătaie? Poftim? Să iei bătaie, măi, nu? Cine e acolo? Sunt Lick, din Lick și Lick. Știi tu, tipii care o să vă zvânte? Domnule, vă referiți la caseta pe care am primit-o? Noi credem că este o glumă. Cine e Giles? Nu e glumă, gândac mare și gras. Acum ascultă aici, domnule Lick. Noi, cum se spune în meserie, n-avem nimic cu tine. Știu că n-aveți, sunteți niște lași, asta e chestia. Acum ascultă aici, nu știu ce am făcut ca să merităm tratamentul acesta. Și în plus, dar... costumele voastre sunt oribile. Ce-ai spus, adineauri? Ce-a spus mucosul? M-ai auzit? Costumele voastre nu fac doi bani. Arătați ca o pereche de cimpanzei. Doar că și cimpanzei se îmbracă mai bine ca voi. E de ajuns, Lick. Voi doi sunteți ca și morți. Sâmbătă viitoare, la orele 6, la sala de gimnastică din oraș. It's Gackle, nu Speckle. Mă rog, 6. Să fiți acolo. O să vă smulgem plămării. Alo? Peter, jefuitorii mascați au sunat. Or să vă zvânte fundurile, sâmbătă la 6 la sala de gimnastică. Cine e gata? Nu vine să cred că trebuie să ne luptăm cu jefuitorii mascați. Știu, eu sunt conspiria. Da, și eu. Trebuie să facem cumva ca să nu ne luptăm cu ei. Stai să mă gândesc un pic că... Uite banii mei de prânz, domnilor. Bine. Văd că sunteți ocupați. O să-i las aici pentru voi. Dacă vreți să mă contactați mai târziu pentru vreo scatoalcă, o să fiu liber de vreo 5-6 ori și desigur oricând după școală. Te-ai gândit la... cum putem scăpa de lupta cu ăia, cu... Nu! Dar ar fi bine să găsim ceva ca să nu fim făcuți pilaf, înțelegi ce zic? Nu-mi place să fiu făcut pilaf. Mie îmi place să mănânc pilaf. E mai bine decât speram. Sunt atât de îngrijorat de lupta cu jefuitorii mascați că nu mă mai bumbăcesc deloc. Da, e mai nevrat ca pe un joc de dame, Andy. Asta așa e, Danny. I-ai bătut ca pe un covor prăfuit. Asta așa e, Danny. Ai mâncat multele de maimuță la micul dejun. Bună încercare, Danny. Haideți să mergem să-i enervăm puțin. Ai văzut cumva meciul acela de lupte de aseară? Cum puteam să-l ratez? Jefuitorii mascați au băgat în spital pe tipii ăia. De fapt, nu cred că au mai ajuns la spital. Hemoragie internă, câteva oase rupte. Tot ce știu e că dacă eu ar trebui să mă lupt cu jefuitorii mascați, eu aș fugi din oraș imediat. Aș merge undeva să fiu în siguranță, așa. Și uite-te, Danny, nu te întoarce. Lori stă de una singură.
ce anume din partea cu nu te întoarce ți-a scăpat, Danny? Hei, de ce n-am vorbit cu ea? Da, mersi pentru pont. Hei, Lori, stăteai cu cineva? Nu încă. E, acum stai. Hei, tocmai m-am gândit, știi, la ceva. Ce este? Hai să nu ne ducem la meci, doar nu știe nimeni de el. O să spunem că nu eram în oraș. Ce zici de asta? Hei, ești un geniu! Să mergem să mâncăm! Nu-mi vine să cred că Lick și Leech trebuie să se lupte cu șefuitorii mascați. Nu-i nemai pomenit? Cine a conceput manevra asta trebuie să fie tare bun, probabil un geniu. E, așa între noi, cred că știu cine a făcut-o. Chiar știi? Am auzit că e cineva cu adevărat curajos și deștept și trebuie să fie puternic să se gândească să se pună cu bătăușii ăștia. Am auzit că ar fi Jervis Coltrane. Asta spune toată lumea. Cum? Jervis Coltrane? Jervis Coltrane? Piticania aia n-ar putea realiza ceva de genul ăsta? Stai să spun eu ceva, Andy. N-a fost Jervis Coltrane, eram eu. Eu am făcut-o, eu i-am păcălit pe Lick și Leech. Nu Jervis Coltrane, eu, Andy Larkin. Cum? Tu ai ajutat? Deșteaptă mișcare, șefule. Știu, Danny, nu trebuia să-mi spui, șefule. Știu, jumătate din timp sunt doar sarcastic. Gura! Și acum să vedem ce facem cu voi. Pot să-ți sugerez ceva? De ce nu ne-am duce cu toții la Gekkel Burger să luăm niște shakes-uri pentru că eu am să plătesc? Liniște! Eu și Leech trebuie să discutăm niște chestii importante, așa că stați în poziția, că nu vă strică. Da. E bună. Nu pricep. Bine. Ne-am gândit și o să vă dăm două posibilități. În una din ele o să o încasați. Da, e o ofertă tentantă. Dar care e a doua? Iar a doua este ca voi doi să ne luați locul și să vă luptați voi cu jefuitorii mascați săptămâna viitoare. Cum? Să zicem că suntem voi? Ca de obicei. Aleg bătaia. Stai o secundă. Bine, deci trebuie să spuneți că voi doi sunteți noi doi și să vă luptați cu șefuitorii mascați. Că dacă nu o să vă bată de câte ori vrem noi, ați înțeles? Leech, spune-le tu de câte ori. Ei, așa, de un milion de ori. De un milion de ori? Până la 80 de ani o să o încasez. Ești gata pentru bătaie, bunicule? Da, de tot ce poți. Ei? O să ne luptăm cu jefuitorii. Eu, de fapt, aș prefera să mă bat. E bine, am eu un plan. Luați loc, vă rog, domnule Leech. Chestia asta e o glumă? Ei, de fapt, da. Eu nu înțeleg. Liniște, Jill. Bine, ăsta e adevărul. Noi nu suntem Lick și Leech. Vedeți, Lick și Leech merg la aceeași școală cu noi și... Scuzați-mă, ați spus că merg la școală cu voi? Da, suntem în aceeași clasă, vedeți? Dar ce atât de haios? Vrei să te cred că Lick și Leech sunt copii? Am văzut caseta, niciun copil nu are asemenea mușchi. Eram eu și Danny pe caseta aceea, ne-am pus perne pe sub cămăși. Terminați, terminați că mor. Bun, mă bucur că nu ne purtați pică totuși. Așa că hai să renunțăm la meci și să uităm că s-a întâmplat vreodată ceva. Nu atât de repede! Cât de naivi crezi că suntem? N-o să contramandăm meciul doar pentru că Lick și Leech au trimis doi școlari să cerșească mila. Locuitorii din orașul ăla... Gekkel. Mă rog, oamenii așteaptă un meci și exact asta o să primească.
responsabilitatea noastră. Bună ziua! Da, dar... La revedere! A mers tare bine. Bine, bine, lasă-mă să mă mai gândesc. Așa cum stau lucrurile, mai putem face doar un singur lucru. Părăsim orașul. A, nu, nu o să fugim noi de data asta. Andy Larkin și prin asociere Danny Pickett nu sunt lași. Deci vrei să zici, șefule, că tu chiar vrei să te duci cu gorilele astea? Ești nebun? Dacă sunt nebun? A fost Dr. Frankenstein nebun când l-a inventat pe monstrul Frankenstein? Nu! No! Nu, bineînțeles că nu sunt nebun. Pentru informarea ta, Danny, nu numai că o să ne luptăm cu jefuitorii mascați, dar o să și învingem. Haide, trebuie să începem să ne antrenăm. Cum te simți, campionule? Ești gata? Nu. Ascultă, știu că suntem amândoi cam speriați că mergem acolo. Și nu, dar... te prind că-mi ții discursul de încurajare. Bine, ideea e că dacă ne ducem acolo, învingem. Așa că hai să ne ținem capul sus ca niște învingători ce suntem. Bine? Așa cred. Bine? Bine. Ce suntem noi? Învingători. Nu te aud. Salutare, rataților! Ce mai vrei? Îmi întrerup marele discurs. Suntem aici ca să ne asigurăm că nu o ștergeți. Așa, în ultima clipă. Nu te îngrijora. Danny și cu mine suntem în cea mai tare formă din viața noastră. O să-i batem măr pe mascații ăia. Leci? Da? 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 Voi urmați. În primul lor merge până acum din SG-ul, vă prezentăm pe Lick și Lick! E destul de frumos? Nu mai simt picioarele. Trebuie să mergem în continuare. Și acum, din Halifax, Noua Scoție, cântărind amândoi 320 de kilograme, jefuitorii mascați! Uite de ce mari sunt! Ca niște bivoli. Bine, vreau un meci bun și curat, băieți. Nu vă loviți peste cap cu scaune pliante metalice, fără tăciune aprinși, bare de oțel. Bine, sunteți gata? Voi, sunteți gata? Nu chiar. Între noi, sper că bătăușii ăia mici să primească ce merită. Care dintre ei? Lici și Lici. Sper că o să fie striviți ca niște gândaci. Vrei o clătită? Hai, doar ți-am arătat. I-am arătat de vreo 50 de ori. Nici vorbă să intru acolo. Ei, sunt bine. Pernele astea sunt de mare ajutor. Asta chiar a durut. Danny, vino aici, ajută-mă. Nici vorbă. Ajută-mă sau o să spun tuturor că dorm cu broasca pufoasă pe nume Pupu. Da. Da, pocnește-le în ochi! Terminați cu ei! Lobotomizații! Sunt foarte bune astea! Și fără grăsime! Și câștigătorul este... cine sunteți? Sunt doamna Larkin, mama lui Andy. Sunt doamna Pickett, mama lui Danny. Și nu ar trebui să vă fie rușine de voi înșivă să vă luptați cu copiii ăștia. Scuze, doamnă, aveți dreptate. Bine, mamă, hai să mergem acasă. Nu atât de repede, domnule. Nu vine să cred. Vreau să spun, ai făcut tu destule
Mamă, n-am putea face chestia asta în altă parte, te rog. Când despre tine ești pedepsit. Așa, dragă. Mulțumesc. Hei, așteptați, ați uitat centura. Să vedem, am fost trântit la podea de câteva ori de niște luptători profesioniști. Apoi mama mea m-a făcut de rușine în fața întregului oraș. Acum ea e noul campion al Confederației Unite de Luptă. Da, lucrurile nu puteau să fi mers mai bine. Exact cum le plănuisem eu. Fox Kids.